Bine ați revenit pe canalul meu la lecția de română cu har. Suntem împreună pentru a discuta despre fabulă. Trăsăturile definitorii ale fabulei sunt următoarele. Este o specie a genului epic. De cele mai multe ori se găsește în versuri, însă poate apărea și în proză fabula. Personajele sunt fie animale, fie plante, fie obiecte, fie fenomene ale naturii, personificate. Ca figură de stil importantă apare personificarea. În spatele acestora se ascund caractere sau defecte omenești de cele mai multe ori. Rolul fabulei este moralizator. Sunt evidențiate tipologii umane, precum omul viclean, orgolios, ipocrit, rău, mincinos, nerecunoscător. Anumite moravuri sunt conturate cu scopul de a fi corectate de către autor. Modurile de expunere sunt narațiunea, dialogul, dar apar și celelalte, descrierea și monologul. Fabula conține două părți. Prima presupune întâmplarea propriu-zisă, este partea narrativă, cea de-a doua morala. Morala poate fi explicită, în sensul că este menționată deja în text, se poate afla fie la început, fie la final, și implicită, în sensul că nu apare în text, ci este dedusă de către cititor. Cerința pentru evaluarea națională redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte în care să motivezi că textul dat aparține unei fabule. Ce trebuie să aveți în vedere? Să precizați două trăsături ale fabulei, să prezentați detaliat cele două trăsături pe baza textului dat, să respectați structura specifică tipului de compunere cerut și să aveți obligatoriu numărul de cuvinte, 150 de cuvinte minimum. Vă citesc textul, un text care mi este foarte drag și care spune totul despre situația din zilele noastre. Un covor de buhara, înflorat culori pastel, se răsti în legea sa la un preș de lângă el. Drept să spună mi-e rușine, faptul e de neiertat, că în casă lângă mine tu ești veșnic așezat. Toți te calcă în picioare, ești snopit cu bătătorul, iar eu știe fiecare. Mângâiat cu aspiratorul. Nimeni nu te bagă în seamă, toți te umplu de noroi, când pe fața mea și o scamă poate naște tărăboi. Ce n-aș da să pot scăpa de vecinătatea ta? Preșul, fără semeție, i-a răspuns, e adevărat. Ești frumos, dar lumea știe că doar eu te țin curat. Textul se numește Preșul și covorul. Îi aparține lui Ionel Gologan. Sugestia mea de rezolvare este următoarea. Fabula reprezintă specia genului epic în versul sau în proză, în care autorul transmite o morală prin intermediul unor animale, fenomene, plante sau obiecte personificate, în spatele cărora se ascund defecte omenești. Textul literar, Preșul și covorul, de Gologan, este o fabulă, deoarece prezintă toate particularitățile speciei literare precizate. Acolo unde am spus că reprezintă o specie în spatele cărora se ascund defecte omenești, în spatele acestor plante, animale, fenomene și așa mai departe, putem să adăugăm și caractere omenești, dar în special intenția autorului este aceea de a corecta aceste defecte omenești. O primă trăsătură care indică această apartenență este reprezentată de structură. Textul conține partea narrativă bazată pe întâmplarea propriu-zisă, modurile de expunere fiind narațiunea, dialogul și descriere. Personajele acestei creații literare sunt niște obiecte personificate, mai exact preșul și covorul, după cum și numele textului o sugerează. Naratorul obiectiv prezintă trăsăturile covorului prin intermediul descrierii. În acest sens, epitetele din versul înflorat culor pastel indică frumusețea și mândria covorului. Verbul se răsti amplifică superioritatea acestuia în raport cu interlocutorul său, preșul, căruia îi reproșează lipsa de curățenie de care dă dovadă.
În ceea ce privește reperele spațiotemporale, se remarcă termeni precum în casă, veșnic așezat, care sunt vag menționați, tocmai pentru a conferi textului gradul ridicat de generalitate. O altă trăsătură conform căreia despre textul citat se poate spune că este o fabulă, o constituie tipologiile umane existente în spatele obiectelor. Covorul se dovedește a fi tipul omului mândru, cu aere de superioritate și nerecunoscător. Prin limbaj, ce n-aș da să poți scăpa de vecinătatea ta, se evidențiază snobismul covorului, care nu conștientizează importanța preșului. În schimb, preșul este întruchiparea omului modest, fapt reliefat prin caracterizarea directă realizată de către narator, fără semeție, iar răspuns, fără mândrie, adică. Pe de altă parte, preșul își arată onestitatea și corectitudinea față de situația creată prin replica sa. Astfel, preșul recunoaște frumusețea vecinului său, ești frumos, dar nu și superioritatea, pentru că, până la urmă, el este cel care face posibilă curățenia covorului. În această privință, este interesantă polisemia cuvântului așezat, care, pe de o parte, trimite la faptul că preșul este plasat la intrarea în orice casă, dar pe de alta, ilustrează cumpătarea, echilibrul său mental. Cea de-a doua parte a textului, și anume morala, este una implicită, dat fiind faptul că nu este scrisă, ci poate fi dedusă de către lector. Astfel, se observă cum unele persoane mândre nu înțeleg și nu pot aprecia rolul în societate a celorlalte ființe, aparent inferioare, iar învățătura care trebuie extrasă constă în faptul că nimeni nu este superior altuia, ci totul este în echilibru în lume. Altfel spus, preșul călcat de toți în picioare merită toată aprecierea covorului mângâiat cu aspiratorul, datorită căruia, cel de-al doilea, mă refer la covor, este permanent curat. Având în vedere trăsăturile mai sus menționate, textul citat este o fabulă din care putem înțelege rolul fiecăruia în lume și putem învăța importanța recunoștinței și a corectitudinii cu ajutorul tipologiilor umane ascunse în spatele obiectelor personificate. Sper că ați înțeles mesajul pe care l-am transmis, sugestia de rezolvare. Și vă urez spor la treabă, spor la învățat. La revedere!